în Parlament s-a format o nouă majoritate parlamentară. Președintele este obligat să țină cont de opțiunea acestei majorități, ceea ce nu a făcut și nici nu face. Prin urmare, Partidul Social-Democrat, sau Parlamentul, mai bine spus, se va întruni săptămâna viitoare într-o ședință comună și va sesiza Curtea Constituțională cu privire la conflictul între instituții.